Vă spunem tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că Iosua ieri a terminat așa de glorios predica lui, într-o atmosferă a Harului. Vreau să știți că predica din dimineața asta, deși este una tematică, mai tehnică, Vreau să fie, îmi doresc să fie, tot într-o atmosferă a harului. Creștinul nu are altă bucurie mai mare decât harul. Și dacă astea sunt doar niște clișee pe care le spunem, e vai și amar de noi. Creștinul trăiește harul, e pătruns de har. Pentru că în, prin har vede. În, în, în cel mai profund mod, dragostea lui Dumnezeu. De-aia și atunci când, când, când vorbim despre legalism, cum o să vorbim în dimineața asta, vreau să știți că harul este ceea ce vrem să îmbrace acest mesaj. De-aia, ca suport pentru acest mesaj, pentru că nu e o predică expozitivă, totuși ca suport, vreau să citesc un singur verset din prologul lui Ioan, versetul 16 din capitolul 1, Evanghelia după Ioan. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Asta este realitatea fiecărui om născut din nou. Har după har. Din belșug, fără zgârcenie. De aia când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, trebuie... ce vedem? Vedem că Dumnezeu nu se satură să ne ierte. Și acum vin la mesaj. Ceea ce îmi propun în dimineața asta, prin predica asta, este să definim trei termeni. Legalismul, antinomianismul și legea divină a lui Dumnezeu. Să o înțelegem mai bine. Și poate că cuvântul care ne face, ni se pare puțin mai tehnic de aici, este antinomianism. Dar e simplu, vă rog nu vă lăsați uh, intimidați de cuvântul ăsta. antinomo sunt potriva legii. Cei care spun, domne, legea nu mai contează, nu ne mai interesează. Și o să le explic mai mult. Și legătura cu tema Sfințeniei lui Dumnezeu, cu, cu tema noastră mare. Este că și legalismul, și antinomianismul promit un tip de apropiere de Dumnezeu. Un tip de sfințire. Și legalistul va face uh, cumva, va uita conceptul de justificare. să face de fapt legalistul. Uită că el este justificat, că creștinul este justificat, este îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Și crede că trebuie să pună umărul la mântuirea lui. Pentru că legalismul, o să o spun de mai multe ori în dimineața asta, are tot timpul de a face cu mântuirea. Așa că predicarea legalistului va fi în felul următor. Străduiește-te mai mult ca să simți aprobarea lui Dumnezeu. Să te simți acceptat înaintea lui Dumnezeu. Harul e undeva în anexă pentru legalist. O, da, va spune, dar nu-l va trăi. În timp ce antinominianul, să-l numim așa, crede că nu mai are nevoie să facă nimic. Dacă legalistul uită de justificare, antinominian uită de sfințire. Sau le încurcă. Și spune, totul este făcut de Hristos. Oh, nu e așa? Noi știm, totul e făcut de Hristos la cruce, sigur că da. Dar vede legea ca ceva, ceva rău în sine. Legea care l-a încătușat, acum e dată la o parte. De pe acum simte libertate, așa că predicarea lui va fi inevitabil sau inevitabilă, va arăta în felul următor, un har ieftin, vorba lui Bonhoeffer. Un har fără pocăință. De fiecare dată când predicăm despre legalism, avem tendința să sau sau e riscul să părem antinominien. adică să părem că uh, noi nu iubim legea lui Dumnezeu. Când predicăm împotriva antinomianismului, suntem imediat etichetați ca legaliști. Chiar Martin Lloyd Jones spunea că dacă predicăm cum trebuie harul lui Hristos, vom fi suspecți de antinomianism. Imediat ni se va spune, oh, deci pentru tine legea nu mai contează, oh, deci tu trăiești cum vrei tu. Tot timpul, dacă vom predica, spune Martin lloyd Jos, cum trebuie harul, dacă vom pune accent cum trebuie pe har, vor fi unii care vor spune, e clar, tu ești antinominian. Din acest motiv, e foarte greu să fii echilibrat când vorbești despre cele două. Să nu te expui unor etichete ușoare. Mergi ca pe sârmă ghimpată. Nu știi cum o să cazi. de nici eu nu știu acum. La final o să vedem cum o să fiu etichetat. Dar problema e că de multe ori numim legalist pe cineva care e doar tradiționalist. Sau pentru că își ia în serios viața de sfințire. Asta e legalist. Pentru că se îmbracă într-un anumit fel sau merge la o anumită biserică. E legalist. Și e fals nu ăsta este legalismul. Pe de altă parte, numim antinominian pe ăla care vorbește foarte mult împotriva legalismului. Pe ăla care pune foarte mult accent pe har și iar e fals. Pentru că și legalismul și antinomianismul sunt mult mai subtile și în final amândouă atacă inima Evangheliei. Asta este problema cu ele. Diavolul urăște cel mai mult Evanghelia. Nu urăște nimic mai mult ca Evanghelie. Pentru că Evanghelia este, e vestea prin care omul neregenerat poate să fie regenerat. Prin Evanghelie. Evanghelia e o veste. E un cuvânt. Și diavolul nu urăște nimic mai mult ca Evanghelia. Dar știți care este problema cu Evanghelia? Cuvântul Evanghelie. Nu știu cum este sau cum, cum ați experimentat. Dar eu am observat în ultimul timp că toți predică Evanghelia. Adică toți au pretenția asta. Dom'le, predică Evanghelia, ai preach the gospel. Liberalii predică Evanghelia, progresiștii predică Evanghelia. Cei cu o teologie profund, carismatică, care supralicitează duhurile și văd duhuri în orice ei, predică Evanghelia. Toți au pretenția că predică Evanghelia. Când intri în bucătărie, îți dai seama că, păi, stai puțin, asta nu e Evanghelie. De-aia tot timpul trebuie să ne luăm măsuri de precauție și să întrebăm: Ce Evanghelie predici? Cum arată Evanghelia ta? De-aia dați-mi voi să vă spun într-o frază, deși sigur că se pot ține predici despre ce este Evanghelia, dați-mi voi să vă spun ce cred eu că spune Scriptura despre Evanghelie. Foarte pe scurt, într-o frază. Mesajul Evangheliei este că nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu decât prin Isus Hristos. De ce? Pentru că omul e păcătos, dar nu doar că e păcătos. Omul este rebel, e răzvrătit. Se naște cu o răzvrătire în inima lui. Păcatul lui nu e doar o boală. El e vinovat de păcatul lui. Și nimic, absolut nimic din ceea ce face, nici propria lui neprihănire, nici moralitate, nici religie, nimic nu îl poate mântui. Așa că are nevoie de o cale. Și Dumnezeu care a iubit atât de mult lumea, a venit în lumea noastră în persoana lui Isus Hristos, Fiul Său, ca să împace pe omul ăsta păcătos, să vină să-L caute, să-L găsească și să-L împace cu sine. Și cum? a făcut asta. A mers la cruce, a murit în locul nostru, a primit pedeapsa pentru păcatele noastre, iar prin credința noastră în sacrificiul lui ispășitor pe cruce, pentru noi, a potolit mânia sfântă a lui Dumnezeu. Și prin credință și prin pocăință putem să fim împăcați cu Dumnezeu. În mare, asta este Evanghelia. Așa arată Evanghelia, o putem ramifica, dar diavolul urăște Evanghelia mai presus de orice? Așa că tot ceea ce a făcut în istorie diavolul și tot ceea ce face acum este să creeze imitații ale Evangheliei. Speranțe false. Ceva ce poate să pară că e Evanghelie, dar nu este. Și știți ce se întâmplă? Diavolul vrăjește, dacă vreți, nu doar oamenii din Biserică, uneori și păstori. Care se lasă fermecați de astfel de, de contrafaceri ale Evangheliei. Uneori, din prea multă dorință de uh, a fi acceptați și adulați de oamenii firești din biserică. Așa că știți ce face diavolul în biserică, de multe ori? Propune mici retușuri la Evanghelie. Mici. Nu o schimbă niciodată integral, că noi am renunțat la ea. Nu, nu. Nu face intervenții brutale. Face mici breșe ca să erodeze fundația Evangheliei. Din acest motiv, cele mai folosite, dacă vreți, imitații și breșe ale Evangheliei sunt legalismul și antinomianismul. Pentru că ambele par a oferi o formă de sfințire. Nu? Legalismul spune, uite domnule, ăsta, ăsta cu adevărat se luptă Ăsta e adevărat, ăsta e serios Iar celălalt, uite domnule, ăsta cu adevărat a înțeles harul Fuge de cancerul religiei Pentru că, să știți, în, în bisericile antinominiene Asta se va spune Noi fugim de religie Religie Creștinismul nu e o religie Asta ni se va spune Și sigur sunt doar niște breșe pe care diavolul le face. Ce este deci legalismul? Legalismul este ideea că mântuirea noastră este prin Hristos, dar și prin efortul nostru de a păstra legea. Asta e. Tot timpul legalismul este să adaug ceva la jertfa lui Hristos. În cazul bisericii primare, ce era legalismul? Circumcizia. Nu? Fii creștin, dar trebuie să devii iudeu. Asta, asta era legalismul. De-aia, Pavel, în, în Galateni, atacă exact problema asta. Legalismul este, în esență, ideea că omul trebuie să pună și el umărul la mântuirea lui. Și legalismul, din punctul ăsta de vedere, e mândria prostească în formă pură. Pentru că e culmea mândriei pentru cineva să presupună că, prin faptele lui, ar putea vreodată să-l convingă pe Dumnezeu să-l ierte. Cu atât mai mult să-l oblige, să-l justifice, să-l accepte. Ceea ce vrea, în schimb, cu adevărat omul legalist, și ce vrea? E să fie în controlul vieții lui. Fac o mică, um, un, un exemplu de când eu eram legalist, pentru că am fost legalist și vreau să vă dau o veste, toți de aici ați fost legaliști, nu vă cunosc pe toți, unii poate încă sunteți. Dar îmi aduc aminte că viața mea de legalist era ca un acrobat care încerca să țină farfurile alea pe mână, în timp ce cu piciorul mai face ceva și cu nasul mai face ceva. De ce? Pentru că eu încercam să-mi țin toate toate faptele mele să le țin să pară cât mai bine, pentru că asta face legalistul, vrea să pară bine, să se impresioneze pe cei de afară, dar și pe Dumnezeu. Asta vrea să facă legalistul. Pentru că vrea autoglorificare. Pentru că în ultimă instanță tot ce își dorește este să-și clădească propria lui împărăție. Nu o să o spună niciodată, dar asta vrea să facă legalistul. Legalismul, în esență, este auto -ispășire. În final, eu sunt cel care îmi rezolv problema păcatului meu. Legalismul nu este despre cineva care are standarde mai înalte. Domnule, ăsta este mai, mai serios. Un, un om care își pune mai multe reguli. Nu acesta este legalistul. Mulți dintre noi, din păcate, confundăm legalismul cu tradiționalismul. Cineva care nu face lucrurile moderne, contemporane. Oh, ai fost în biserica aia cu plante, niște legaliști. Știți bisericile alea mai vechi, cu plante, cu fără lumină albastră? O, oh, ați văzut biserica aia cu lumină albastră? Nu, nu. Există legalism și acolo, și acolo, sau poate să nu fie. Cineva care nu-și pune cercei. Ah, ce legalist, nu? Nu se îmbracă la biserică cu blugi. Ăsta nu e legalism, atenție. Așa ușor punem etichetă de legalist. Doar pentru că nu, nu faci lucrurile contemporane. Există foarte mult legalism în bisericile alea contemporane pe care le vedem noi și le aplaudăm. Foarte mult legalism, pentru că legalismul tot timpul atacă mântuirea. E o chestiune soteriologică, e o chestiune teologică. Ține de mântuire. Este legalist și el crede că pentru a fi mântuit, cineva mai are nevoie și de altceva, măcar de puțin în plus față de jertfa lui Hristos. E adăugarea efortului uman. E constantul sentiment că nu poate să fie suficient ce a făcut Hristos. Trebuie, chiar dacă nu spun, trebuie să fac ceva. E ideea că pentru a împotoli vinovăția păcatului trebuie să mă străduiesc mai tare. Asta e legalismul. Nu e suficient, nu primesc iertarea lui Dumnezeu. Nu pot. Trebuie să încerc mai mult. În loc să fug și să capitulez tot timpul la cruce. De fapt, legalistul, să știți că urăște crucea. El spune că iubește crucea, el cântă despre cruce, dar urăște crucea, pentru că crucea este singurul loc în care aude mesajul că nimic din ce poate aduce el ca ofertă, nimic nu e suficient. Exact ce ne spunea Iosua, el, ce a adus Isaia, păcatul lui. De aia legalistul urăște crucea pentru că deodată își dă seama că el n-are nimic. El trebuie să se dea cu totul. El nu va mai fi în controlul vieții lui. Asta e legalismul. Legalismul este să nu accepti că mântuirea e prin har. E de la Hristos. Antinomianismul, din nou, antinomos, împotriva legii. E atitudinea de împotrivire față de lege. E, e, e concepția că, cumva, undeva legea e stricată. E o povară. E o formă inferioară de religie. Dumnezeu acum a venit cu ceva mai bun. Legea e real. legea nu e sfântă. Hristos a venit să ne elibereze de lege. De lege a venit să ne elibereze. Asta este antinomianismul. Nu de păcat, în primul rând de lege. Sigur că sunt forme foarte subtile de antinomianism. Lucrurile astea nu se spun pe față. O, sigur, legea a fost bună, dar acum a căzut în, în desuetudine. Nu mai e la modă, nu, avem ceva mai bun. De-aia spun ei, Pavel, cum numește legea? Dumnezeu va a răscumpărat din blestemul legii și spun, nu vedeți, legea e blestem? Legea e un blestem. Pentru că răstălmăcesc cuvintele lui Pavel, care cu câteva versete înainte și se spune că ne-a răscumpărat din blestemul legii, pentru că blestemul legii era că mă bizuiam pe lege ca să fiu mântuit. Asta se întâmpla. Ăsta era blestemul, de fapt. Blestemul era să mă uit la lege și să spun, eu sunt mântuit prin lege. Ăsta este antinomianismul. Impresia că în inima ei esența legii sau legea era. Și mulți au impresia că în nou legământ găsim un soi de licență de a trăi împotriva legii divine. Și acum lucrurile probabil că se separă pe aici. Uuuh. Pentru că diavolul, să știți, este expert în a aduce confuzie, tocmai ca să nu fie clară Evanghelia lui Hristos. Nu trăiește creștinul prin har? O, oh, da, nu a fost legea împlinită perfect de Hristos, în Hristos, prin Hristos? Ba da. Atunci de ce avem această luptă? E legea rea? Sigur că nu. Dar aici e întrebarea, mai trebuie să-și călăuzească, creștinul să-și călăuzească viața după lege azi? Ei, ca să răspundem la întrebarea asta, trebuie să intrăm puțin în acest, să înțelegem mai bine ce este, ce spune Scriptura despre legea lui Hristos. La ce ne-am uitat până acum? Ce este legalismul? Ce este antinomianismul? Legalismul este să te uiți la Dumnezeu și să-L vezi în final pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu nu doar riguros, dar aproape rău, pentru că trebuie tot timpul să faci ceva. Antinomianismul este să te uiți la Dumnezeu să spui a dat legea la o parte, trăiește. Ceea ce vreau să facem acum este să ne uităm la lege. Cum ar trebui să privim legea? Și o să ne uităm la trei funcții ale legii. Nu o să intru aici, Andrei ne-ar fi putut vorbi uh, 24 de sesiuni, dar foarte pe scurt o să vorbesc despre trei funcții ale legii. Și primele două sunt convins că. Uh, cu primele două nu avem nicio problemă. Orice creștin o să spună așa este. Prima funcție a legii este. Uh, e, e funcția civilă, nu? Legea lui Dumnezeu este un frâu, ceva care restrânge răul în lume. Uitați ce spune Petru despre Balam, în 2 Petru 2 cu 16 dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, ce a făcut? A pus frâu nebuniei prorocului. Asta e legea. Legea pune frâu, limitează răul în lume. De aia a existat Decalogul. Să știți că dacă veți citi, de exemplu cartea lui um, Dominion, nu mai știu, îmi scapă acum autorul. Cu? Tom Holland. Așa, Tom Holland. Um, ce spune el este că întregul Occidentul este clădit nu doar pe creștinism, ba chiar pe decalog. Nu? Ce facem? Ne uităm acum la cineva care nu minte, care nu fură jure. Dar un ce legalist. E, hey, un legalist. Nu. Ce face legea? Care e prima funcție a legii? Este să limiteze răul. Dați-mi voi să doar așa să comunic puțin cine, cine e părinte de aici. Slavă Domnului! Um, pentru că mă înțelegeți atunci, noi părinții punem reguli și legi. nu e așa? Amin! Ce legalist ești, Alex! Da, dar asta este prima funcție a legii. Nimeni nu o să zică, doamne, nu-mi place. Oh, asta nu e, nu e... Nu, toți creștinii spun, da, sunt de acord cu această funcție. Cu a doua funcție a legii, iarăși putem fi de acord. Pentru că legea este... A doua funcție a legii că e o oglindă, funcționează ca o oglindă. Uitați ce spune Pavel în Roman 7 cu 7. Deci ce vom zice? Legea e ceva păcătos? Nu, nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-ați fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Da? Legea este o oglindă. Acum, spunea cineva, nimeni nu dă vina pe oglindă pentru că e urât. Dar dă vina pe oglindă. Ce e ce oglindă proasă. Nu, dacă se întâmplă să fii mai urât, oglinda nu face altceva decât să arată că ești urât. Uh, arată adevărata stare în care ești. Așa că a doua funcție a legii este e ca o oglindă. Și la asta se, se referă Pavel. Spune, legea ne confruntă, ne arată păcatul nostru, ne expune greșelile, ne arată neputința noastră de a ne mântui singuri și mai ales ne arată sfințenia lui Dumnezeu. Și în lumina sfințeniei lui Dumnezeu asta vedem. Pentru că legea asta face, legea e sfântă. Arată standardul lui Dumnezeu căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Fiți atenți, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Asta face legea, îmi arată ce e păcatul. Văd adevărata realitate a Sfințeniei lui Dumnezeu și văd adevărata realitate a păcătoșeniei păcatului meu. Asta e funcția legii. Și mesajul fundamental al Evangheliei, știți care este? toți oamenii se chinuie să-și acopere rușinea păcatelor lor. Toți încearcă, într-o formă sau alta, să știți. Dar rezultatul nu e neprihănirea, ci ipocrizia. Tot timpul. Asta e realitatea lumii. Sfârșim tot timpul mulțumiți că hainele noastre murdare sunt mai curate decât ale vecinului. Asta reușește să facă Legalismul, dacă vreți. Din acest motiv, spune Pavel, Hristos ne-a scăpat de sub blestemul legii. Nu că legea era blestemată, ci pentru că toți cei care cred că pot fi mântuiți prin ceea ce pot aduce ei, prin faptul că se curățesc ei pe ei, rămân sub blestem. O bună predicare a legii, să știți, a constat totdeauna în a ține oglinda în fața lumii. Iar aș fac o scurtă paranteză. Trebuie să vă spun, cel mai greu lucru este să vorbesc oamenilor din afara bisericii despre păcat. Simt că suntem din altă lume. Nu știu cum să fac. Nu știu cum să fac să pătrund. Știți care este funcția legii? Este să ținem această oglindă în față. Să arătăm greșelile. Să îi facem pe oameni să se simtă inconfortabili. Când vine un necredincios, un om nemântuit în biserică, chiar dacă e membru de 20 de ani, dar e nemântuit, deodată să se simte inconfortabil. Și când se simte profund inconfortabil, orice predicare bună este să-i ducem la cruce. Dar funcția legii este să arate cum, arată, cum le arată cu adevărat inima. Cât de mare e tumora sau cancerul păcatului. Așa că nimeni nu cred că este împotriva acestei interpretări. A doua, funcții a legii. Problema mai mare, în schimb, știți unde vine? La a treia. Da, deci prima funcție care este? Păi, legea limitează rău în lume. O funcție civilă. A doua este că ne arată care este a, situația. E, e o oglindă. Dar a treia funcție e de far, e de lumină. Continuă legea în nou legământ să fie o lumină pe cărarea creștinului? Se mai călăuzește creștinul în nou legământ după lege? Mai este bună legea de ceva? Ce s-a întâmplat cu legea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu toate acele versete, multe din Vechiul Testament? Ce facem cu ele? Așa că, o a treia funcție este că legea continuă să fie prin Isus Hristos, care a împlinit-o perfect, continuă să fie un far pentru creștini. Așa că, cei care cred în această a treia funcție a legii, spun ei, și ce se întâmplă? Când omul este născut din nou, îi se schimbă voința. de -aia spune Dumnezeu prin prorocul Ezechiel, voi pune Duhul meu în voi și fiți atenți ce spune. Și vă voi face să urmați poruncile mele. Vă voi face să păziți și să împliniți legile mele. Cum? Vă voi face să iubiți legea mea. Nu? creștinul a fost înfiat, el nu mai e rob. El nu mai vede legea ca pe o restricție, ci ca pe o expresie iubitoare a lui Dumnezeu, cu privire la modul în care trebuie să trăiască în lume. Mai simplu spus, creștinul a părăsit sala de judecată și a intrat în casa lui Dumnezeu. Lui îi place, acum, ura foarte tare legea. Și legalistul, creștinul care vine la biserică și spune, o, iubesc legea. Nu, nu, în realitate iubea esența legii, care vorbește despre har, despre dragoste. Doar pe cei care resping această funcție și vreau să fim sensibili față de ei și vreau să, cel puțin vreau să arăt cum înțeleg ei, ei spun, e foarte periculos E foarte periculos uh, să Da, suntem de acord cu prima funcție, cu a doua funcție, dar a treia funcție e foarte periculoasă. Pentru că niciodată nu putem să fim confruntați cu legea într-un mod în care să nu ne întoarcă la îndreptățire proprie. Legea funcționează în așa fel încât ne va condamna mereu. E ceva în lege care ne condamnă mereu. Luther, să știți, spunea. Ăsta. De fapt, de la Luther ni se trage. El spunea, voința noastră este întotdeauna îngrozită de lege, astfel încât chiar dacă îmbrățișăm crucea și harul, suntem pur și simplu prea fragili pentru a vedea vreodată altceva decât oglinda, spune Luther. Oglinda aia care ne expune păcatele. De aia, uitați de lege, dacă se poate. Și Luther nu era antinominian. Spune el, vom cădea tot timpul în legalism dacă utilizăm funcția asta a treia a legii. Dacă acceptăm ca legea să fie în continuare lumină pentru noi, devenim fratele cel mare. De-aia Luther subliniază că dacă încercăm să predicăm cea de-a treia funcție a legii, tot timpul stricăm legea în final. Legea sfântă, spune. Nu putem risca să punem prea mult accent pe lege. Tot timpul vom ajunge din nou sub blestemul legii. Luther nu era antinominian, să știți. Doar că mulți care au mers pe urmele lui au ajuns. Și vreau să vă spun uh, despre unul de, despre care noi acum râdem, Stephen Furtick. Nu? Și sper că râdem. Michael Todd. Și nu pentru că suntem aici câțiva reformați calviniști, care, așa, o elită, nu, nu, nu. Omul spune niște tâmpenii cât casa. Un exemplu este, Hristos a încălcat, sau Dumnezeu prin Hristos a încălcat legea din dragoste pentru tine. Anton, antinomianism pe pâine. Nu? Dar să știți că există o consecință Stephen Furtick o fi o din prostie, nu, nu, nu îl bănuiesc de prea multă cunoaștere teologică, dar există o consecință a modului în care ne raportăm la lege ca să ajungem aici. Cunosc oameni foarte serioși din punct de vedere teologic, care într-un fel parcă se uită la, la Vechiul Testament, la Moise, ca fiind arbitrar. Legea lui Moise e lipsită de viață. Și tipul ăsta de, de, abordare sfârșește prin a diminua în final exact harul crucii. Pentru că vorbește că, sau ne spune că Hristos cumva răstoarnă întreg Vechiul Testament. Știți ce se întâmplă cu acest antinomianism și cu această respingere a acestei a treia funcții a legii? Este că ajungem într-o zonă de, într-un soi de marcionism modern. Adică, ideea că Dumnezeu din Vechiul Testament e, e, un Dumnezeu nervos, e un Dumnezeu supărat, e un Dumnezeu care nu prea arată har. Fals! Fals, dar aici ne aduce. Nu, nu, nu. Noi acum trăim în nou legământ. Sigur că trăim în nou legământ. Ce facem cu Vechiul Testament? Haideți să, să presez puțin mai tare. Vin unii și spun, domne, Știi care este problema cu fariseismul și cu farisei? Știi de ce Iisus nu i suporta pe farisei? Dom'le, tocmai pentru că păstrau legea. Uite unde i-a dus uh, că țineau atât de mult de lege. Tot timpul legea te aduce aici, spun. Tot timpul legea te face să fii fariseu și legalist. Și aici este confuzia mare, vă rog frumos să fiți atenți. E marea confuzie. Nu legea te aduce aici, distorsionarea legii. Impresia că legea îți aduce mântuire. Și de ce Iisus confruntă fariseismul? Vă rog, fiți atenți. Știu că sunteți o auzic eu, ca să mă asigur. Nu pentru că țineau legea, îi confruntă, pentru că distrugeau miezul legii divine. Nu legea era problema. Această mutare de la inima legii, la părerile personale. Asta făceau fariseii. Aici dați-mi voie să fac o paranteză. Creștinismul progresist vine și spune și atacă doctrina. Știți unde atacă doctrina? Spune, Uite, domnule, la farisei. Păi ce, voi știți Biblia cum știau farisei Vechiul Testament? Ăștia iubeau Vechiul Testament. Fals. Nu, nu. Ei, Iisus, nu uh, îi atacă pentru că ăștia iubeau Vechiul Testament și legea. Nu, nu, nu dacă ar fi iubit cu adevărat legea, l-ar fi îmbrățișat pe Hristos. Pentru că legea, ne spune Pavel în Galateni, este un ghid în final către Hristos. Dar uitați ce fac ei. Marcu 7, versetul 8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina aceasta așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor, a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, o, ați desfințat frumos, ce? Porunca lui Dumnezeu, ați desfințat-o. Ăștia ținau legea? Uite ce spune Iisus. Uite care este, care este de fapt, uh, sinteza lui Iisus. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grei de rău pe tatăl tău sau pe mama ta sau mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi din potrivă ziceți, nu? Ei au schimbat. Și apoi spune, și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. O, oh, farisei, pentru că iubeau legea, au devenit legaliști. Fals. Pentru că au distorsionat legea. Asta face legalismul. Mută centrul de greutate de pe semnificația legii, care e Hristos, pe opiniile noastre. Vorbeam acum două zile, cred, cu Andrei, pe WhatsApp, și vorbeam puțin despre mesajul ăsta. Și mi-a trimis un scurt mesaj, el nu știe că o să-l citesc, dar îl citesc. Dar mi-a plăcut foarte mult. Spune Andrei, noi toți credem că Hristos a adus o revelație completă, superioară, absolută, de plină a legii lui Dumnezeu. Și inevitabil în Hristos, prin Hristos, cu Hristos, datorită lui Hristos, suntem chemați să trăim legea lui Dumnezeu fiind acoperiți de jertfa lui în toate falimentele noastre. Asta este a treia funcție. Nu, nu credem că legea ne mântuie. Nu, dacă legea ne mântuie, suntem legaliști. Să ne fie clar. Dar legalismul este întoarcerea sub robia ascultării, doar ca să avem și noi sentimentul că suntem acceptați. Cine este legalist? Deci. Nu este cel care crede că legea restrânge păcatul, care pune un frâu, nu este cel care crede că legea e o oglindă și nu cred că este nici cel care crede că legea sfântă divină a lui Dumnezeu este în continuare pentru noi un far. Și creștinul care e regenerat, iubește acum legea lui Dumnezeu. Spunea Iosua ieri, tot ce face Dumnezeu, sfințește. Pe tot ce pune mâna, sfințește. E legea sfântă a lui Dumnezeu. O, suntem chemați să ținem legea? Nu! A ținut-o Hristos pentru noi. Suntem chemați să fim sub Hristos. Să ascultăm de Hristos. Dar problema legalismului este că în final, este o, o, ură, dacă vreți, pentru Hristos. O, oh, sună dur, dar așa este. Și din acel punct, legalistul și ce face, construiește reguli religioase. Scoate din Scriptură. Și apoi vine și, și vine probabil în biserică, îi intimidează, arată un standard dar el a scos pe Hristos, el vorbește despre Hristos, dar el nu se supune lui Hristos. De-aia vedem astfel de oameni. Legalismul vrea să-i alinieze pe toți creștinii la gândirea lui preferențială. Te amenință. Un legalist tot timpul va fi dur cu alții și ușor cu el. Omul care este... Care a înțeles harul, va fi, în primul rând, dur cu el și plin de dragoste cu alții. Nu, nu, nu va fi tolerant cu alții. Nu, nu, dar va fi plin de gătuință. Dar va fi foarte ferm cu el. Legalismul te aduce tot timpul în stare asta, obsesivă, aproape de a te întreba: Sunt mântuit, sunt mântuit, să mântuit. Oare mă mai iubește Dumnezeu? Cum te simți în preajma altor creștini? Urmărit? Frustrat? Greșit, condamnat. Să știți că asta face. Asta este jugul legalismului. Dar legalismul nu are treabă cu dragostea pentru legea sfântă a lui Dumnezeu. Soluția și pentru legalism și pentru antinomianism, care oferă o, o falsă speranță, un fals har, este tot timpul Evanghelia. Vreau să mai zic un lucru. Nici nu știu cât am vorbit. Am trecut, nu? unde e? Nu, mai, mai, Încă, încă puțin. Mai, mai, încă un lucru despre astea două, pentru că mi se pare important. Există confuzia, dacă, dacă eu aș întreba acum, care este antonimul legalismului? Mulți dintre voi poate să-mi spuneți antinomianismul. Și e fals. Amândouă au aceeași rădăcină, să știți, înșelăciunea deavolului. Sinclair Ferguson spunea, le vezi pe amândouă în primele versete din capitolul 3 din Geneza. Uitați-vă la Eva. Și ce face diavolul cu Eva? Primul lucru pe care îl face, cum îi lucrează, e să o transforme pe Eva într-o legalistă. Cum face asta? Și vă rog, fiți foarte atenți că așa face, așa încearcă să facă cu toți. Îi distorsionează imaginea despre Dumnezeu, că de aici pleacă totul. Îi deformează imaginea, îi alterează imaginea că Dumnezeu e bun, e plin de dragoste, e milostiv, e iertător. Asta este, asta e legalismul. Distorsionează ideea că orice poruncă pe care o dă Dumnezeu e bună. Orice lege pe care o dă Dumnezeu în parametrii puși de Dumnezeu e o lege bună. Și legalismul în final este un afront adus bunătății lui Dumnezeu. Și ceea ce face diavolul cu Eva este să-i spună, nu vezi cât de absurd e Dumnezeu, nu vezi ce standard înalt pune, asta e, chinuie-te dacă vrei. Legalismul tot timpul va opera la nivelul concepției noastre despre Dumnezeu. Nu vezi cât de, cât de absurd până la urmă, sau absurdă e, e, e calea de credință? Legalismul este strădania de a dezlipi legea lui Dumnezeu de imaginea unui Dumnezeu iubitor. E diferența dintre un părinte și un gardian. Amândoi impun niște reguli, nu? Doi, regulile și legile sunt, sunt bune. Diferența e că gardianul nu trebuie să iubească. Nu, e perfect în, în modul în care aplică legea. Nu e nimic în neregulă cu legea, dar părintele o face într-un context al iubirii. Legalismul ne văduvește de perspectiva corectă în care Dumnezeu aplică legea lui sfântă, adică în Hristos. Și apoi știi ce face cu Eva. Eva, legalista, pentru că cam asta se întâmplă tot timpul, se duce exact în cealaltă direcție. Devine o împotrivitoare, dacă vreți, a legii. Asta se întâmplă tot timpul. Din cauza păcatului, noi toți, să știți, suntem legaliști. Fraților și surorilor, vreau să vă spun, legalismul nu este despre cineva care ia prea în serios credința creștină. Nu legalismul e o altă evanghelie. Antinomianismul nu e cineva care pune mai mult accent pe har. Dom'le, ăsta vorbește numai despre hart. Nu, e o altă evanghelie. Și știți care este testul pentru a ști? Și cu asta mă opresc imediat. Cum știu că sunt legalist sau antinominian? Un scurt test vă dau. Încearcă să te... Să stai în prezența lui Dumnezeu și să ai acea desfătare înaintea lui Dumnezeu. Nici legalistul, nici antinomineanul nu pot să facă asta. Unul pentru că este pus jos de propria lui vinovăție. Nu poate. Celălalt spune, oricum Dumnezeu mă iubește. Știi cum nu ești în niciuna din cele două când cauți prezența Lui, când îți întrebi cele mai, îți investighezi cele mai adânci motivații, de ce te abții? De ce vii la biserică? De ce dai zecioială? De ce slujești? De ce predici? De ce citești Scriptura? De ce te rogi? De ce toate aceste de Care sunt, care e motivația cea mai adâncă? Legalistul va spune, trebuie să fac ceva cu vinovăția asta. Antinomianul nu va spune, sunt liber. Creștinul care a înțeles Evanghelia va spune, nu vreau altceva decât să simt bucuria comunității și prezența lui Hristos. Să știu că sunt în proximitatea Tatălui, acolo lângă El. Doamne, vorbește-mi Tu, asta va face. Iisus dorește să-L slujim pentru că îl iubim. Pavel spune în tit că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și vi ce face acest har. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Da, a fost arătat harul. Nu mai trebuie tu să te chinui. Hristos a făcut tot. Hristos a făcut tot. Hristos a făcut tot. E har. Dar ce face acum harul? Ne învață să trăim pentru Hristos. Și închid acest mesaj, pentru că sunt și părinți aici, cu o distinție pe care fratele Taloș o făcea foarte des între dreptate, milă și har. Și ne spunea el, imaginați-vă că copilul vostru de 12 ani vă fură mașina. Și fuge cu mașina și intră într-un într magazin cu prietenii lui. Și ajunge, e noaptea, fug copiii, nu-i prinde nimeni. Dar după vreo trei săptămâni, copilul tău, care a fost și el implicat, sau la copilul tău, vin trei oameni, bat la ușă și spun, aici stă cu tare, da? Copilul deja își dă seama, începe să plângă. Și unul dintre ei spune, eu sunt polițistul cu tare și vreau să știi că magazinul în care a intrat era de o valoare foarte mare, milioane de euro, l-ai distrus complet. Și uite aici legea. Trebuie să ajungi la pușcărie. Da. Și spune fratele Talos, asta e dreptate. Merită. Trebuie. Dar al doilea om se uită și spune, uite, eu sunt sunt un judecător, dar mi-e așa milă de tine. O să discut cu părinții tăi. Luăm, facem cumva și facem cu părinții tăi. Și spunea fratele tău, vedeți, asta este milă. E diferită de dreptate. Dar e acolo o a treia persoană care vine și spune și v-ați dat seama deja. Copilul care deja era și a văzut toată vinovăția expusă, urâtă, îi e scârbă de el. Și vine al treilea și spune, ascultă-mă, eu sunt proprietarul magazinului. Da, dreptatea trebuie făcută. Cineva trebuie să plătească. Da, mie și milă. Dar fac altceva. Iau tot asupra mea. Tot, tot. Ăsta e har. Și creștinul când a înțeles harul, îl iubește pe Hristos și iubește tot ce este al lui Hristos,